Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Decret al președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, alineatul 6 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 26, alineatul 1 din legea cu privire la guvern, se numește domnul Mihai Popșoi, în funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, și se invită pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cuvântul se oferă Excelenței sale, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, mă bucur că domnul Mihai Popșoi se alătură echipei guvernului. Mihai Popșoi are o pregătire academică solidă și s-a remarcat printr-o activitate intensă pe platforma diplomației parlamentare. Dânsul a contribuit semnificativ la stabilirea și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu alte state sau cu organizații internaționale. Este cunoscut de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, a muncit alături de alți colegi din guvern pentru ca să creștem încrederea partenerilor în Republica Moldova și respectiv am toată încrederea că lucrurile se vor întâmpla bine. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași: să ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă, să întreprindem pași decisivi pe calea integrării europene și, bineînțeles, să reprezentăm interesele Republicii Moldova, interesele cetățenilor noștri, fie că vorbim de cetățenii care sunt în țară sau de cetățenii noștri din diasporă. Avem mult de lucru, avem de întreprins acțiuni importante pentru ca să pornim negocierile și pentru ca să realizăm negocierile de aderare la Uniunea Europeană și chiar dacă avem o instituție separată care se va ocupa de acest proces, rolul Ministerului Afacerilor Externe rămâne important, în special pentru a conlucra în continuare cu statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, prioritară rămâne relația noastră cu România și așteptarea este să urgentăm, să continuăm să realizăm proiecte foarte importante pentru Republica Moldova în relația cu România. O altă prioritate este solidaritatea
continuă față de Ucraina. Vreau să amintesc că Ucraina este țara care ne ajută să ne protejăm pacea și suntem datori să facem totul pentru ca Ucraina să reziste, pentru ca Ucraina să primească sprijin internațional în continuare. Și, bineînțeles, avem foarte mulți parteneri de dezvoltare, avem foarte multe state prietene cu care trebuie să continuăm să lucrăm și să promovăm interesele țării și interesele cetățenilor Republicii Moldova. Domnule viceprim-ministru, vă felicit și vă urez mult succes în această nouă sarcină pe care o aveți. Cuvântul se oferă excelenței sale domnului Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova. Doamnă președinte, domnule vicepremier, dragă Mihai, bine ai venit în componența guvernului. Eu vreau să-ți mulțumesc și pentru faptul că ai ajutat foarte mult guvernul, ai ajutat foarte mult guvernarea și până acum în acest efort al nostru de politică externă și în mod special pe dimensiunea de integrare europeană. De aici încolo avem de muncit foarte mult pe alte dimensiuni, și pe dimensiunea externă, dar și pe dimensiunea de integrare europeană, și aici vreau să aduc claritate ce vom face de aici încolo. Joi, în Parlament, vom solicita să se aprobe modificarea structurii guvernului și vom avea, dincolo de vicepremier pe afaceri externe și vicepremier pe integrare europeană, fără portofoliu, care va conduce efortul nostru de integrare europeană și, respectiv, va conduce biroul de integrare europeană. De aici încolo avem de muncit pe ambele dimensiuni, după cum am spus, și pe obiectivele pe care președinta Sandu le-a trasat. Vă mulțumesc! Cum spuneți? Înțeleg că întrebări nu sunt. Colegi, o mică remarcă pentru reporterii care doresc să pună întrebări, ca să ne auzim cu toții și să avem la cameră filmat. Vă invit la acest microfon, pe rând, și... Bună ziua, Iulia Sarivan, Jurnal TV. Domn Popșoi, să ne spuneți, vă rog frumos, care sunt prioritățile dumneavoastră acum că sunteți ministru de externe și dacă puteți să ne spuneți cum vă simțiți într-o nouă funcție. Această funcție este o mare onoare și o mare responsabilitate. De aceea mă simt onorat, firește. Însă prioritățile sunt clare. Au fost expuse și doamna președintă și domnul prim-ministru. Continuarea parcursului de integrare europeană. Ministerul de Externe va consolida dialogul politic atât cu țările membre cât și cu Bruxelles, ajutând astfel ministrul responsabil de afaceri europene. Vom continua dialogul excelent și relațiile de parteneriat strategic cu România. Vom fortifica în continuare dialogul strategic cu Statele Unite, cu Ucraina, așa cum bine spunea doamna președintă. Vom dezvolta cooperarea noastră atât pe bilaterală cât și pe multilaterală. Trebuie să fim mult mai ambițioși, trebuie să valorificăm toate oportunitățile și toate mijloacele pe care le are diplomația noastră, deși tânără, una profesionistă, astfel încât să contribuim la îmbunătățirea vieții cetățenilor noștri, atât din țară, cât și peste hotare, inclusiv prin îmbunătățirea și lărgirea arealului geografic de prestare a serviciilor noastre consulare.
Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Domnule Popșoi, să ne spuneți, ați preluat șefia unui minister care urmează să fie reformat, din câte înțelegem, dacă puteți să ne dați detalii despre cum anume va fi reformat și, sigur, dacă ați putea să ne spuneți de ce acum vine această reformare a acestei instituții, când suntem într-un moment important pentru Republica Moldova. E nevoie să fac o anumită claritate. Ministerul Afacerilor Externe nu urmează să fie reformat. Ministerul continuă să-și exercite mandatul așa cum a făcut-o și până acum, doar că acea componentă din titulatura Ministerului de Integrare Europeană se transformă în afaceri europene și va fi preluată de către doamna Gerasimov, iar Ministerul își continuă activitatea. Biroul pentru afaceri europene urmează să fie creat, dar Ministerul, așa cum a fost, așa rămâne, să-și exercite mandatul de promovare a politicii externe Republicii Moldova și de apărare a intereselor naționale Republicii Moldova pe plan extern. Eduard Maciac, Politic Media. Domnule ministru, spuneți-ne totuși cine la nivel de guvern va coordona procesul de integrare europeană și dacă nu va exista o suprapunere de competențe între Ministerul de Externe și Biroul pentru Integrare. Nu trebuie să existe dublaje sau suprapuneri. Avem suficientă capacitate și discernământ să coordonăm procesele de o asemenea manieră încât totul să meargă bine. Negocierile nemijlocite vor fi conduse și coordonate de către Biroul pentru Afaceri Europene și către doamna vicepreministru Gerasimov. Iar dialogul politic, cooperarea pe bilaterală cu țările membre, asigurarea respectării și promovării intereselor naționale ale Republicii Moldova în relație cu țările membre ale Uniunii Europene și cu Bruxelles, cu un alt reprezentant pentru afaceri europene și de securitate, domnul Borrell, această colaborare va fi condusă de către umila mea persoană. Irina Ciobor, OneTV. Domnul ministru, să ne spuneți ce acțiuni urmează să întreprindeți pe plan extern în soluționarea conflictului transnistrean și dacă vor fi schimbați ambasadorii. Voi răspunde mai întâi la cea de-a doua parte. Firește, ambasadorii urmează să fie schimbați odată ce le expiră mandatul. Este un proces normal și în această vară expiră mandatul unui șir întreg de ambasadori. Contribuția diplomației noastre la reintegrarea Republicii Moldova a fost și rămâne una esențială. Trebuie să ne asigurăm că toate țările partenere respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova. Acest dialog a fost unul complicat, în special cu unele țări, nu să le știți care, pentru că doar o singură țară în toți cei 30 de ani a ținut armata sa pe teritoriul Republicii Moldova, violând astfel statutul de neutralitate și va trebui să depunem eforturi susținute, așa încât să obținem acest respect al neutralității și suveranității și independenței noastre de către toți actorii internaționali și sunt sigur că diplomația Republicii Moldova, cu abilitatea și profesionalismul care îi sunt caracteristici, vor contribui la acest efort. Încă o întrebare. Care va fi poziția dumneavoastră în comunicarea cu Federația Rusă? Poziția Republicii Moldova în comunicarea cu Federația Rusă, ca și de altfel cu orice alt stat, este una principială, bazată pe interesul național al Republicii Moldova. Doar în baza interesului cetățenilor, în baza suveranității, independenței și unității teritoriale a Republicii Moldova. Acestea sunt bazele sau fundamentul relației noastre atât cu Federația Rusă, cât și cu orice alt stat. Vă mulțumesc și eu.